Un elev din România are rezervat din buget câte 3700 de lei pentru un an școlar. Banii ajung la școli care devin mai bogate sau mai sărace în funcție de numărul de copii înscriși. Din acest buget ar trebui acoperite cheltuielile de bază ale școlarizării. Cea mai mare sumă este folosită pentru plata salariilor profesorilor. Din restul banilor rămași, fiecare școală în parte cumpără alte bunuri necesare, cum ar fi cretă, bănci, scaune, manuale și întreg necesarul pentru evaluările naționale. Costul standard per elev a fost introdus acum 6 ani pentru evidență mai bună a resurselor din educație. Tot de atunci, experții din sistem spun că nu este bine pus la punct, iar oficialii din Ministerul Educației recunosc că România mai are de investit în educație. Noi nu știm ce înseamnă banii respectivi de finanțare per elev și cum se fac calculele. Problema cu finanțarea per elev este că a generat majorarea discrepanțelor dintre mediul rural și mediul urban. Pentru că într-o școală cu puțini copii se duc puțini bani, într-o școală cu mulți copii, cum sunt școlile mari din marile orașe, se duc mulți bani. Nu e o sumă suficientă, încă mai avem multă sumă de alocat către sistemul de învățământ. Având aproape cele mai mici salarii din Uniunea Europeană, clar că și alocarea banilor este mai mică. Așa că perpetuăm fondul clasei sau al școlii. Asociațiile de părinți spun că în medie fiecare familie mai plătește între 1000 și 3000 de lei pe durata unui an școlar, costuri pentru haine, auxiliare, hrană, rechizite sau alte activități. Nu ar trebui să mergem pe această finanțare per elev, ci ar trebui să alocăm o sumă necesară și suficientă astfel încât o unitate școlară, și vorbim un ansamblu de sistem, să poată să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Chiar dacă sumele au fost majorate, România oferă tot cele mai mici sume pentru elevi. În Europa, Norvegia este fruntașă, alocă anual aproximativ 4.000 de euro pentru fiecare elev. Este urmată de Belgia și Marea Britanie, cu puțin peste 3.300 de euro. Franța și Germania au un cost standard de 2.870 de euro.